Au fost peste 380 de, aproape 400 de sportivi, numai sportivi. Se califică primii 16. Sunt foarte mulți la categorie. Și concursul este foarte tare, exact o finală pe țară. S-a desfășurat pe trei stiluri, lupte libere feminin-masculin, lupte greco-romane, trei garnituri de saltele, toată federația prezentă, pentru că sunt niște concursuri foarte importante. Deci e mult mai important calificarea. Dacă nu ajungi în primii 16, rămâi acasă, nu ești nicăieri. Sala sporturilor din Târgu Jiu a găzduit în perioada 7-9 martie etapa a doua a campionatelor naționale individuale de calificare și pe echipe pentru cadeți la lupte libere. 35 de cluburi din întreaga țară au semnat condica de prezență a competiției, care a provocat la luptă aproximativ 400 de sportivi. Meciurile s-au disputat la cel mai înalt nivel. Luptătorii au dat dovadă de determinare și tehnică, demonstrând că au puterea să devină viitorii campionii României, care își vor reprezenta țara cu succes la competițiile internaționale. Echipa de fete a Clubului Sportiv Școlar Târgoviște, aflată sub îndrumarea profesională a antrenorului Cornel Cornea, a acumulat 43 de puncte, clasându-se pe a cincea treaptă a podiumului, prima fiind ajudecată de CSM Craiova cu un total de 95 de puncte. Elevele lui Cornel Cornea au impresionat plăcut audiența. Ciocla Maria și-a păstrat statutul de favorită, câștigând medalia de aur, iar pe treapta a treia a podiumului a fost urmată de Badea Dani și Vleșceanu Diana. Locul 5 a fost ajudecat de Ionescu Denisa, iar Brăguță Savina, Stoian Florina și Stoian Andreea s-au clasat pe locul 7. Ca bilanțul putem să spunem că este foarte bun. Un loc 1, 2 locuri 3, un loc 5, 3 locuri 7. Un bilanț foarte bun și care ne spune că noi avem o echipă omogenă la Târgoviște, la nivel de copii și cadeți. Cornel Cornea declara că surpriza plăcută a acestei competiții a fost Badea Dani. A fost o surpriză plăcută pentru mine și chiar o mare surpriză cu Badea Dani, care ea se clasase locul 7, locul 8, dintr-o dată a sărit la medalii. Asta mă face să fiu fericit și să am mai multă încredere în ea. Antrenorul secției de luptă libere a Clubului Sportiv Târgoviște, Cornel Cornea, se declară încântat de rezultatul obținut de echipa de cadete la Târgu Jiu și pregătește cu încredere abordarea următoarelor teste. Peste o lună avem finala la Iași cu toate fetele care sunt calificate și sunt și câțiva băieți calificați din primul turneu.